experiența și o să vă acoperire? A fost o experiență marcantă. Cred că ăsta e cuvântul. M-a marcat, o să-mi rămână pentru tot restul vieții. Atât de mult mi-a plăcut. Voiam să o fac, am avut pornire, dar nu mă așteptam că o să mă impresioneze atât de mult. Au fost niște povești foarte înduieșătoare. Niște povești de viață, niște lucruri din care ai să înveți. Și am avut și o doză de regret pentru că nu le-am știut până acum. Ce schimbări vei face la nivelul companiei? În companie o să urmeze două tipuri de schimbări. O să urmăresc procesele tehnologice de la fiecare bază sau fermă și o să încerc să automatizez cât mai mult. Pentru că automatizarea nu înlocuiește omul, ci îi face omului munca mai ușoară. Și de asemenea vor fi schimbări în ceea ce privește abordarea top managerilor față de angajații din subordine. O să încerc să ne întâlnim din ce în ce mai des și să discutăm toate tipurile de probleme, nu neapărat cele de muncă. Și recomand managerilor care au foarte, foarte mulți oameni în subordine răspândiți prin toată țara și nu numai, să încerce să o facă, dacă nu într-un cadru organizat, măcar din când în când.